Liderul partidului politic Șor îl acuză pe președintele țării Igor Dodon că nu a îndeplinit promisiunea făcută exportatorilor moldoveni precum că de la 1 ianuarie vor fi deblocate taxele vamale la exportul către Rusia a legumelor, fructelor, conservelor de fructe și legume și al produselor vitivinicole. Mai mult, la fel ca și agenția Regnum, Milan Șor declară că Igor Dodon ar fi avut drept scop doar să-și facă publicitate politică și nu s-a asigurat că promisiunile sale vor fi îndeplinite sau nu. Precizăm că primarul de Orhei s-a la situația legată de interdicția exportului în Rusia a mărfurilor importate din Ucraina și cele care tranzitează această țară, dispoziție ce a fost semnată joi de către premierul rus Dimitri Medvedev. Igor Dodon nu a comentat deocamdată acuzațiile aduse de Ilan Șor, Ce ține de decizia autorităților de la Moscova legată de importurile de producție agricolă moldovenească în Rusia, președintele țării a anunțat că deja a apelat la guvernul condus de Dimitri Medvedev pentru rezolvarea problemei create.